Salut! Suntem în scoarul liceului Asache, de la Chișinău, strada Pușkin, colț cu 31 august. Peste drum e Muzeul de Artă, acolo e Ambasada României. Aici e locul de întâlnire al bicicliștilor din capitala asta. De multe ori am încercat să facem pedalări cu genericul Masa Critică, în anii trecuți. Nu reușeam, dar vedem că de la o vreme au apărut generații noi de pedalaci și pedalace, bicicliști și bicicliste. Și iată, au mai mult succes, vremea e bună. La ora anunțată 7, încă nu a început pedalarea, dar ne adunăm o masă critică de bicicliști. Inclusiv, iată, un activist de la Partidul Verde, Vasile Fătescu. Salut! Europa Liberă ne ia interviuri, probabil de asta întârziem o leacă. Nu începem la fix 7, cum era anunțat pe internet. Dacă vreți să știți când se mai fac astfel de pedalări, în fiecare ultima vineri a lunii, de regulă după programul de lucru și de școală. În orice oraș mare din lume, căutați pe internet Masa Critică cu numele orașului și o să găsiți eveniment sau chiar grup de organizare. Se făcea până la pandemie, până în anul trecut, se făcea și la București Masa Critică. În anul ăsta pandemic nu s-a făcut niciodată. Poate acum s-a reluat, de când s-au scos restricțiile, s-au reluat pedalările civice de grup. Aici, la Chișinău, nu știu de când, anul ăsta tot s-au reluat pedalările civice. Bicicliștii sfidează gravitația și alte legi ale naturii, inclusiv riscurile pandemice. Dar bine, nu stau îngrămădiți, mulți iată chiar poartă măști, bravo lor. Eu am purtat toată ziua mască, că am fost într-un birou. La Partidul Verde Ecologist am adunat dosare de candidați. Și acum mi-am scos masca, că deja în Moldova e voie în aer liber să umble fără mască și am vrut să respir o leacă aer poluat din capitală. Mi-am găsit o bicicletă și am reparat-o cum am putut. Arată într-un fel special. Cred că e de vârsta mea bicicleta asta. Undeva am văzut că e made din USSR, deci cel puțin cauciucul ăsta are vreo 30-40 de ani. Probabil și alte piese din ea sunt vechi. Șaua mi-a adus-o azi dimineață de la București. Dar nu e fixată bine și se dă pe spate. O să trebuie să o mai reglez, să o mai dreg. Oricum, asta e bicicleta mea de campanie. Sper să ajung să fiu înregistrat împreună cu colegii și colegele din Partidul Verde. Deocamdată avem număr egal de candidați și candidate. Dar despre asta o să vorbim când o să fim înregistrați și înregistrate. Acum vorbim despre pedalare. Vasile Fătescu probabil o să fie printre primii 10. Asta aceea, pedalaci profesionist. Cred că mi se termină bateria și acum o să se închidă transmisiunea live.